Dar care au deci, fost momentele cele mai chinuitoare vom, uh... momentele cele mai chinuitoare pentru tine ca și uh, owner la uh, businessul ăsta same day care au fost uh, în opinia ta Orice om care are business are are da. o cumpănă la un moment dat. Uh, cred. cât a fost la un moment dat când eu între timp, după vreo patru ani, m-am mai implicat într-o afacere. Uh, retail Plus System Europe se numea. Am făcut împreună cu niște parteneri din Israel o companie de cercetare de piață. Gradual asociatul meu, Lucian, deja uh, era din ce în ce mai implicat în partea de management, deja căpătase maturitatea necesară. Deci compania mergea uh, eu am putut să mă concentrez pe management în cealaltă companie și sigur că la un moment dat apar din diverse considerente probleme pe profit, pe profitabilitate. Costurile cresc mai mult, mai rapid decât veniturile. Astea sunt problemele care poate să apară într-o companie și atunci trebuie să iei niște decizii. Uh, și deciziile sunt mai greu de luat de către cei care sunt zi de zi implicați în companie. În act, da? Și aici chiar la el mă refer, pentru că el ducea greu. Da? Și atunci uh, a trebuit să ajut un pic uh, procesul ăsta și nu a fost extrem de confortabil, dar uh, a ieșit foarte bine. Asta a fost un moment de cumpără, pentru că compania funcționa, ajunsese până la un milion de euro cifre de afaceri. Concret cred, ce ai făcut, ca să învețe și alții care se uită la noi, care au Am uh, luat măsuri mici de, de reduceri de costuri. Să știe ce au de făcut. Când ajungi în punctul ăsta, a trebuit să, trebuie să, să luăm să niște faci. măsuri de reduceri de costuri. Compania nu mai făcea profit, deci practic noi avem compania și riscurile, dar nu avem bani. Adică noi și ce mai puțin salarii, decât curierii. Ați tăiat cauciucurile? Am ați... avut uh, a trebuit să accelerăm în același timp pe partea de vânzări și să reducem costurile. Deci, ambele componente. Iar la reduceri de costuri, a trebuit să intrăm în zona de costuri salariale, și atunci am avut o discuție cu oamenii din companie și i-am întrebat ce facem: eliberăm câțiva oameni sau ne reducem toți veniturile, salariile noastre cu 25% timp de. Maxim un an de zile, dar dacă se va putea, va fi doar șase luni. Pentru că noi credem că vom, vom obține anumite contracte care ne vor reechilibra financiar. Cum vreți să facem? Vreți să dăm niște oameni afară sau ne reducem toți salariile cu 25%? Eu cred că am, nu mai știu, și eu și Lucian, poate că ne-am redus de tot. Nici deci nu mai țin minte. La momentul respectiv. Dar oamenii au preferat să își uh, reducă, n-a plecat nimeni, și-au redus uh, veniturile cu 25%, și în paralel, prin eforturile și ale lui Lucian, și ale colegilor Dana Gație și alții care au fost în firmă, și ale mele, poate nu mai țin minte, dar gradual am reușit să aducem veniturile necesare în companie și această reducere a fost doar de numai șase luni ca perioadă. În ce an s-a întâmplat? Și după asta, are legătură cu criza economică din 2008. Uh, da, 2009? da, 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 nu, da, perioada criza s-a întins pe mai o perioadă mai mare. Vorbim de anii 2010, 11, 12, 13 pe acolo, care e partea finală a crizei. Da? da? Deci n-a fost confortabil nici 2011-2012, a fost perioadă grea. Deci undeva prin zona aia, după care, dar noi am refăcut practic bugetul pe o structură sănătoasă și în momentul în care s-a reechilibrat treaba cu venituri cu tot, atunci practic am reînceput creșterea, care a continuat, s-a accelerat, ulterior am listat compania la bursă, am fost prima companie din România, prima companie românească listată pe piața aero a bursei de valori, care e piața secundară. De la bursă. Noi am deschis piața aer. Și prima companie de curierat listată la bursă din România. Și atunci a fost de fapt primul exit. Am vândut 10% din companie, free float. Și ne-am listat la bursă, de ce am făcut lucrul ăsta? Ca să obținem da. o valoare a companiei. Ca nu în curiozitate, cine au fost primii investitori? Persoane fizice nedeclarate Persoane sau nu, persoane fizice. Persoane juridice din piață care aveau contracte ori, cu voi. Por, nu, cred că persoane fizice. Dar obiectivul istării, că, care a fost de fapt o vânzare, noi am cedat 10%, nu majorare de capital, nu aveam nevoie de bani, noi am crescut permanent în propriul profit. Permanent. Pe sistemul, jumate ne luăm dividende, jumate rămâne în companie. Deci, am listat ca să obținem o valoare de piața companiei. Pentru că ne gândeam că o să vindem la un moment dat. Uite, o regulă bună pentru tinerii investitori, pentru tinerii antreprenori: jumătate dividendele le lași în firmă, da. jumătate da. Le, le poți băga în, în buzunar. Iar treburile astea trebuie stabilite de la început cu parteneri, pentru că e o, o meserie în sine, gestionarea parteneriatului, nu e simplă. Dacă nu stabilești principiile de la început, ajungi să te cerci. Cea mai importantă relație într-o companie este relația între parteneri, ca și în familie. Dacă relația între asociați nu merge, ea se va translata în jos și compania va ieșua. Deci, iar ca această relație să meargă, trebuie stabilite de la început principiile. Și vă mai dau un secret al relațiilor între asociații și între parteneri, chiar și în familie. Fiecare trebuie să aibă senzația că dă mai mult decât ar trebui. Pentru că preopinentul nu va avea această senzație. Dacă tu zici eu trebuie să dau doar până aici, preopinentul crede că tu ai dat doar până aici. Înțelegeți? Deci, fiecare trebuie să dea mai mult decât consideră optim să dea, de la el să cedeze. Pentru că în felul ăsta găsește acest common ground terenul comun, celuilalt îi se va părea că e corect. Da? Deci dacă ai senzația că dai mai mult de la tine, ești pe drumul cel bun. Uh, ai vorbit de familie și uite chiar e interesant și aspectul ăsta. Ce a considerat uh, soția ta în deciziile pe care le-ai uh, le luat? Uh, uh, a considerat că faci bine? Te-ai consultat? I-a ajutat, la a ajutat uh, pe două considerente. E uh, avocat. Deci odată a fost... Uh, suport juridic în toate acțiunile mele antreprenoriale și manageriale. Deci a fost lângă atât în Same Day Courier cât și în Retail Plus în Europe și ea e în continuare. Acum e chief legal officer, e corporatistă, <laughs> chief legal officer la Same Day. Deci ea a rămas în continuare implicată în, în Same Day. Deci ați avut, una, ați avut un acord și în familie. Am avut pe... un acord dar a, a fost a avut un știu eu, un uh, rol de suport în prima fază, pentru că în prima fază de lansare a companiei uh, eu am dus, practic, economiile. Uh, nu erau ale ei, erau cumva din zona mea, dar le-am dus către și atunci ea a susținut timp de câteva luni... Deci ai luat bani de acasă, hai să da. refrazăm. Ai luat banii de acasă din banii familiei ca să poți să susții uh, activitatea nu erau, nu, companiei. Nu erau banii familiei, dar nu am mai avut un aport. da În timp de șase luni n-am avut un aport. Și atunci normal că i-a susținut chestiunea asta. Deci iar și a fost o decizie luată prin consens, că ne-am sfătuit Păi, ce fac? Mă duc și mă angajez sau pornesc compania? Deci am. a susținut această idee a pentru că și ea e antreprenor. La un nivel mai mic, adică a avut societate de avocatură, nu companie cu foarte mulți. E tot e, e alt, alt domeniu, normal, dar nu a fost angajată nici ea în altă parte. Deci e un antreprenor. Dar cum ai ajuns la momentul ăsta sau cum ai ajuns împreună cu asociatul tău la momentul ăsta la care ai zis băi, acum cred că ar trebui să ne despărțim de uh, same day și să o dăm pe mâini mai bune sau care a fost? Vi s-a făcut o propunere? Asta a fost se știa obiectivul în piață? de la început. Și atunci listarea la bursă a fost un pas intermediar din acest punct de vedere. Am vrut să avem o valoare a companiei. Pentru că uh, eu am gândit, ok, o să vindem compania la un moment dat. Ce facem? E o companie în sectorul serviciilor, nu are active. Când e să vinzi o clădire, e foarte simplu. Asta e clădire, ăștia sunt metri pătrați, asta e locația. Eu cred că face 3 milioane de euro. Păr niște argumente, și tu, cumpărător, o să vii să-mi zici că face 2 milioane jumate. Cu alte argumente, tot valide și alea. Dar e cartul între estimarea mea și estimarea ta. Nu va fi mare, că asta e clădirea, ăștia sunt metri pătrați, asta e zona. Într-o companie de servicii, vezi ce, ai, ce chiria și ce chirie, adică e mult mai simplu și suntem mult mai apropiați. Într-o companie de servicii care nu are active, nu are mașini, noi lucrăm cu mașini închiriate, cu, da, treburile sunt mult mai volatile. Și atunci, vânzătorul, proprietarul, poate să zică cu argumente, domne, valoarea companiei e 10 lei și cumpărătorul, tot cu argumente, alte argumente, dar valide și ele, poate să zică e 3 lei. Și atunci iată că noi suntem extrem de depărtați unii de ceilalți, fiecare cu dreptatea lui. Eu zic 10 cu argumente, tu zici 3 cu argumente, dar suntem atât de distanțați încât nu vom ajunge la un acord. Și atunci anticipând o astfel de evoluție, am zis cum facem. Păi, hai să ne zică cineva neutru care e valoarea companiei. Și așa a venit ideea listării la bursă. Pe uh, și o parte de marketing care era în chestiunea asta. Dar în momentul în care vin 50, 100, 150 de oameni care cumpără efectiv acțiuni, deci plătesc un anume preț, iată că ai o valoare ca să listezi la bursă se trece printr-un proces de evaluare cu un consultant care îți evaluează compania și tu poți să fii de acord sau nu. Dar sigur, valoarea unei companii nu e o cifră, e un ecart, e un interval. Și uh, evaluatorul ne-a spus cam atât a face, ceea ce coincidea mai mult sau mai puțin cu cum vedeam noi lucrurile, dar era o imagine de evaluator, nu de cumpărător. Uh, și am listat foarte bine. Degeaba ziceam noi atât a face dacă nu existau cumpărători. Dar cumpărători au fost și angajații ai companiei noastre și au fost și oameni din afară. În total, cred că am avut la un moment dat și vreo 150 de acționari. Da? Care dau, dădeau practic prin tranzacțiile lor care le făceau cumpărarea și schimburile lor de acțiuni, după aceea fiind listată la bursă, nu? Ei vindeau și cumpărau, Dădeau valoarea companiei. Și atunci deja aveam o valoare dată de un terț. Nu doar unul. Piață. În ansamblu. Da. Bun. După care am continuat treaba asta, am mers cu listarea. După care s-au întâmplat două fenomene. Odată a început să ne. știu eu, apese un pic partea birocratică a listerii. Trebuia să dăm tot felul de raportări pe aia, pe aia, pe aia. Sau. Da, e, e, a existat un cost al acestei chestiuni: un cost administrativ și birocratic, al a, a avea o companie listată la bursă, pe de-o parte. Pe de altă parte, am observat că în diverse uh, dialoguri cu, au apărut uh, potențiale firme care ar fi putut deveni interesate de noi am observat că tendința lor e să nu aibă mulți acționari. Nu vreau să se încurce cu alți acționari. Și atunci am zis, domnule, ce ne-a ajutat la momentul ăla, am înțeles, asta e valoarea, doar că a început să ne prejudiceze mai mult decât să ne ajute. Păi, în urmare, am luat decizia de listării. Și am delistat compania Cât timp de a la bursă. Vreo doi ani. doi ani. Vreo doi ani. Am delistat. Delistarea se face prin ofertă publică. Da? toți acționarii care au investit în noi au avut de câștigat. Pentru că ei au cumpărat începând de la 7.65 acțiunea, ca să dau un exemplu, sau 7.35, au beneficiat de dividende cu randament de minim 5% timp de 2 ani la rând și când i-am răs cumpăra, le-am dat 10 lei. Asta înseamnă fairness ai fost cu mine, mi-ai dat încredere, ai câștigat 2 ani, un randament ok și la revânzare ai mai făcut încă, depinde de la ce preț ai cumpărat, dar ai mai marcat încă un profit, astfel încât și ei au câștigat. Care a fost prețul maxim pe acțiune pe care l-a atins? Cât timp a fost pe bursă? Cred că, cred că 10. Cred că noi am oferit 10 când am decis să delistăm. Pentru că doream să ieșim. Sigur că la delistare observi un fenomen. Apar sindicaliștii bursieri. Ăștia sunt niște oameni care zic eu nu sunt mulțumit cu această stare de lucruri lei, da. care mi-ai oferit-o tu. 5% dividend de 2 ani de zile la rând și vânzare în profit acum. Eu vreau 20 de lei pe acțiune. Ca așa vreau eu. Așa cred eu că e valoarea. Păi dacă tu crezi că așa e valoarea, ia pune mâna și cumpără tu compania cu 20. Dacă a nu, eu nu vreau să cumpăr cu 20, eu vreau doar să vând cu 20. Deci asta e sindicalismul bursier. Există, deci sistemul caută să te țină prizonier sub diverse forme. Noroc că am fost prevăzător și de data asta și am... Uh, uh, făcut o ofertă suficient de mare cât să fie suficient de tentantă pentru cât mai mulți, iar regulile bursei spun că dacă rămân sub 5%, în urma ofertei rămân sub 5% acționari, automat ei vor primi prețul din ofertă și noi am rămas cu acei câțiva sindicaliști bursieri care până la urmă au luat prețul din ofertă, care oricum au câștigat, dar nu, au încercat un șantaj pe scurt care nu a reușit pentru că șantajul nu reușește în cazul nostru Știi, Te -ai și te-ai despărțit de same day nu, no, nu, no, nu, no, și am delistat compania -ai ulterior delistat a, devenit, a, a apărut interesul EMAG care într-un final a achiziționat părțile mele cei 70% și 10% de la asociatul meu, asociatul meu a rămas în continuare acționar, minoritar eu am ieșit din Seindex. Asta s-a întâmplat la valoarea în de pe, 2017. La valoarea de acțiunilor de pe bursă sau o negociere. Uh... Nu, la o valoare în jurul valorii de pe bursă. Pentru că asta a fost discuția. Nu a, nu a trebuit să ne certăm pe preț. Asta e avantajul. Mă ați simțes? eu nu vreau să mă cer pe preț. Prețul a fost dat de piață deja. Ce să mai vorbim prea mult? Ne învârtim până în zona asta. Asta era, de acord? Da, și atunci, asta a fost un avantaj și pentru cumpărător, pentru că avea o justificare pentru prețul achitat, acționarii cumpărătorii nu îl puteau trage la răspundere că da prea mult sau prea puțin, da? Nu aveam un, o discuție în contradictoriu, a fost mult mai confortabil. Și în ce ai reinvestit? Uh... Sunt indiscret, dar ăsta e rolul meu. În de imobiliare. Indiscret. Deci, eu între timp vândusem și uh, investiția din uh, Rite plus System Europe, o companie din grupul Nielsen a cumpărat. Rite plus System Europe a fost un proiect antreprenorial care a durat 4 ani, 2008-2012. Same-Day-ul a fost 2007-2017 pentru mine, dar el continuă și acum. Uh, am vândut în 2012 unei companii din grupul Nielsen. Și ăla a fost un proiect foarte bun un randament bun în care s-a pornit practic de la zero, s-a extins în... am devenit lider de piață pe segmentul de Install Observation, care e o nișă a cercetării de piață, verificam modul de prezență al brânturilor în punctul de vânzare, am extins în țările din fosta Iugoslavie și în Bulgaria și într-un final am vândut unei companii aparținând grupului Nielsen. Deci, am avut și acolo o companie, avea profit, Uh, și după aceea a existat exit. Same day, am avut profit de-a lungul anilor, a existat exit. Pe măsură ce uh, monetizam aceste așa, investeam în uh, imobiliare cu precădere, uh, am avut și mai am încă portofoliu imobiliar, dar am avut investiții la bursă. Și cum evoluează uh, investițiile cum... în zona deci, asta de imobiliare? Bursă, imobiliare, metale prețioase. Cam astea sunt...